a fost frate și soră sau frate și frate sau bălăcării și și-au dat în cap până au ajuns la final. Da. Păi asta am spus și noi. Și, și odată ce ați intrat aici, știați pentru ce intrați? Da, eu am și spus. Deci nu știați că intrați pentru două zile, pentru trei zile, știați că e clar aproape un an sau mai puțin de un an și știați că asta se va întâmpla. Știam asta. Asta așa că nu are niciun rost să plângeți, să vă dați cu capul de pe... Și glumea asta că n-aveți voie la... Crezi că se interpretează? Și cu statul pe care n-avea? Nu, nu mă interesează, o să stau oricum. Pentru că te critică și... Poate să mă critici, nu. Tu vrei să rămâi, să stai în casă, da? Și nu vrei să-ți asumi niște... Acum noi suntem conștienți de când am venit că sunt critici și vorbe urâte și astea, dar ne mai ieșim de tot încă nu... Asta e, asta e, ne-am asumat când am venit. Și la noastră n-a venit nimeni din familie, că asta mi-a zis eu zilele trecute. Nu, pe aia l-am sunat pe fratele meu că am făcut eu urât aici, că altfel nu sunt. A fost am zis că nu mai într-un emisiune, nu mai... Și altfel nu făcea nimic. Te vin mâine. Nu, că vin mâine. Nu, e aici unde... Da, Victor la Teo, că pentru... se plângea că n-a venit. Da, pentru ei, poate lor nu le greu, pentru că ne văd de acasă. Pentru mine mi-e mai greu, eu am un băiat de 13 ani și aici e problema. Chiar dacă nu făceam eu urât în duminica, nu suna. Da. Și am făcut urât, știau că nu o să mai întâlnim emisiune, nu o să mai vorbesc și abia l-a sunat, că altfel nu... Fratele cine? Cel de 13 ani? Da. Da. Și l-au sunat ei, că am făcut eu cerere. Am făcut că e minor. A vorbit la telefon. A vorbit la telefon. Că altfel nu-l suna dacă nu făceam o legi. Și nu vă mai luați după mesajele astea? Da. Asta a intrat ce și ce a intrat în casă și toate astea din mesaje și din... Era mult mai bine până să vină mesaje și până să vină toate ce... Acum parcă... Să știți că sunt foarte... Și nu le citește pe toate, că nu le știu. Da, eu sunt conștientă că și eu am urmărit și știu. Sunt conștientă. I-am spus că Cătălin mai sare din pepen și mai... Pentru că el nu prea știe, dar eu sunt conștientă că și afară, nu toată lumea te iubește, normal. Ai oameni care te iubesc, oameni care nu te suportă. Trebuie să... Dar îi accepti. Normal. Asta da, normal. Și aici, mai ales aici, trebuie să vă acceptați că nu vă mișcați. Și asta e, da. Eu nu o să stați aici. Am zis că putem rezista, că nu ori intra fete, dacă ori intra, o fi ceva bine, nu oricum mai plecăm, că nu, nu are rost. Nu stau aici un an și dacă nu mă dă lumea, fac în așa fel încât să plec, chiar dacă e amendă, cine de ei, dar nu stau cum au stat alții un an de zile, că nu... Nu, nu face gestul ăsta. Nu, dar găsesc, că nu mai într-un emisiune, nu mai... Nu, pentru că atunci când îți dorești cu adevărat, poți să pleci. Nu vreau să stau cum au stat alții un an de zile ca să ce să stau decât pe canapea, dacă n-am... E foarte mult, într-adevăr, un an, la început a fost 6 luni, dar... Da. Dar oricum să știți că vă schimbă, mai ales pe voi copiii, vă schimbă radical. Știu. Da. Da, eu am văzut de mai dură decât o armată. De când am ieșit prima dată afară, mi-am dat seama că ne-a schimbat și vedem altfel lucrurile, trecem orice. Da, vedeți și viața altfel și oamenii vedeți altfel, că vă dați seama că aici aveți tangență și prin mesaje și prin astea. Asta e și aveți aici tot felul de caractere și... Păi asta e și treaba, de asta s-a și băgat aici, un fel de fel de caractere și mai liniște și mai... vulcani și mai normal ca să... Trebuie noi singuri să învățăm să ne tolerăm între noi. Bine, totuși că mamele vă înțelegeți. Da, nu înțelegeți. Că fusirii când mamele... Chiar nu avem... Până să vă separați cu bugetul. Sau când cu bugetul să mergeți voi la cumpărături. Oricum, cu bugetul și până acum suntem cam cu toții. La tot mai, așa la comun? Toți, da, dacă o să intre cineva pe eu nu o să mai o să fiu decât eu mama și ea nu o să... Automat. Și până o să ieșiți voi, dacă dure atunci o să iasă... Asta știm. Discuții, că veniți iar cu influență de afară... Da, păi de aici, cred, și eu acum sunt convinsă că de aici, de afară, vin influențele și... Că am bârfit... Zic. Totuși nu se ridică la nivelul la care, dacă mă înțelegi.
și dacă nu-ți spui părerea asta, nu e bârfă. De asta ți-am zis să nu mai faci și să nu-ți mai dai. E bine că aveți poate tocmai de aici să... Cătălin. Ce-i vreați cu 20 de minute înaintea voastră? Nu, 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 clar. Că știi cum ești, ce zice, nu e bârfă pe la spate și îți trăge și ești loc. Înțelegi? Asta e până și mai întâmplă. Da, frate, dar nu ți-ai reușit unul să ne spui. Păi, da. Și cum ei și-au dat cu părerea în casa vieților care... Eu am întrebat-o pe doamna Ecaterina ce se întâmplă dacă e supărată sau nu știu ce. Și am zis că nu. Și cred că doamna Ecaterina când a zis că... că a văzut niște fații la scenetic, cred că poate la asta se referă, nu? Hai că întrebăm după ce vreau să susțină. Da. Eu chiar, v-am... Păi eu chiar vreau să întreb pentru că nu mi se pare corect. Să vorbim ce e de vorbă, zic. Păi da. Nu? De-aia, acum îmi dau seama de satisfacția aia care era, pe timpuri, și în partea și în partea. Poți să apară tot și fel de fel de probleme de la una la alta, da? Cazuri. Și conjunctivită. Și chiar și de la creionul dermatograf, chiar și de la rimel, de la dacă orice. Nu folosi dacă tot nu aveți foarte multe, voi fetele, pudră sau astea. Nu folosiți același burețel. Fiecare să-și ia câte un... Câte o dischetă din aia. Da? Mai bine cu mâna sau noi toate folosim. O dischetă din aia. Care să dischetă? O dischetă. Cu o dischetă și sau cu mâna. Da. Fiecare să mâna ce mai da, nici așa. Cu mâna nu e, pentru că nu, o dischetă pe față, e cea mai bună. Ai folosit-o pe dischetă, mâinile curate. Nu mai nicio cu dischetă. Chestie. Da. Câteodată uiți să te mai duci să te speli pe mâini, atunci lucrurile astea și da, nici nu știu cum să mai vorbesc, nici nu știu cum să mai râd, nici nu știu cu cine să mai râd și cu cine să vorbesc, că se că mă înțelege cu totul și cu totul. Când am nevoie să merg la toaletă, să-mi da valiera? Nu mai am înțeles. A, glumim între noi alea. Am zis că chiar oprești. Nu, nu, nu. Glumim între noi. Oprești, poate ridicată din coloană. Uite, vezi încă o chestie. Nu știi că o glumă, că faci nu știu ce, gata. Da, dar asta nu e glumă. Eu când îi trag observația, Elena se supără. Pentru că e emisiune televizată și se uită toată lumea. Da. Și începând de la pochilul ăla mic, până la... E, că mai glumesc. Mai zice... Da. Uite, vezi alte chestii care... Pentru noi se... Suntem noi, noi, frate, până la urmă uităm unor de camere că suntem filmați. Ce trebuie să facem? Să stăm stânjeni? Sunteți naturali, da, dar... Da. E bine, da. Nu, eu zice ce se vede așa. Și ce... Da, da. Și tu tragi concluzia de aici. Și cei care vă critică, lăsați-i să vă critici. Mulțumesc și atât. Că ei doar ce este Oana. Constructiv din... Eu chiar le-am zis și ieri. Le-am mulțumit la toți. Această pauză, zic, să stai de vorbă cu tine însuți. Dar te rog, în timpul ăsta, să te gândești la ce a făcut ea doar. Păi, dar nu cred că doar ea a făcut, cred că am făcut și eu. Și să nu uităm că am și eu orgoliu meu, sunt și eu băiat. Cu ce te-a lezat ea, sincer? Sunt niște... De ce ești tu supărat acum? Că tu ești acum supărat. Să zic că e o zi mai nefastă pentru mine. Da? Da, să zic. Doar atât este? Da, nu, nu, că nu e nevoie să... Mi-a mai căzut și un bidon de apă. Pe aici am făcut lăcăraie, un bidon de 20 de litri. Nu vreau să vă imaginați ce a fost. Ger. Dar de ce să fie? Pentru bidonul ăla de apă? E și la un semn. Adică ghinionul nu mai la mine. Când e vorba de mine, toate relele la mine trag. Ele sunt bune, care are amintire bune și are amintire proaste. Ele sunt cum le facem noi. Zice că joia merge bine. Ai văzut cum ți-a... Da, știu, joia. Joia e ziua lui. E, azi e bine. Ce azi să facem? Nu e ziua mea preferată.